Astăzi despre providență și suferință. O să citim capitolul 1 din cartea Rut. E în Vechiul Testament, dar după cartea Judecători, înainte de cartea 1 Samuel. O carte mică, 4 capitole are doar, se poate citi în câteva zeci de minute. Ar trebui în perioada aceasta, am înțeles că mai aveți, continuați cu mesaje din cartea Rut, să o citiți o dată pe săptămână. Nu vă ia mai mult de, știu eu, 30-40 de minute. Și veți descoperi mereu bogății spirituale acolo. Cu cât citești o carte din Biblie mai des, cu atât ea îți vorbește mai mult. Cel mai bine este când memorezi din Scriptură. Ma, cartea aceasta nu trebuie neapărat memorată, dar sunt cărți în Biblie care ar trebui memorate. În tinerețea mea, aici în Oradea, s-a pornit o inițiativă, câțiva prieteni ne-am strâns și încă din perioada liceului am început să memorăm versete, paragrafe, capitole și apoi cărți din Biblie. Ani de zile am făcut lucrul acesta și când ne întâlneam, ne verificam. Ea spune Efeseni 2, ea spune 1 Ioan 3, pentru că fiecare memorase și știa din memorie ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Toți care am fost în echipa aceasta de memorare a Scripturii, toți am ajuns păstori, slujitori ai Cuvântului. În vremea aceea nici unul nu era, nici nu ne gândeam că vreodată vom fi păstori. Dar Dumnezeu onorează și disciplinarea noastră, disciplina sufletească, și onorează și seriozitatea. Deci vă îndemn să citiți Biblia și să memorați din Scriptura acolo unde credeți că trebuie să vă investiți mai mult. Vom citi capitolul 1 din Rut, ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului și vom da atenție la acest subiect al suferinței și o să vă rog să urmăriți modul în care apare suferința și cum reacționează 3 femei, da, din text la suferință. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei 2 fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi. Și cei 2 fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betlehemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei 2 fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei 2 fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele 2 nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor 2 nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa lui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău.
Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis lui către Rut, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau, Naomi, adică cea plăcută, este aceasta? Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune. Că și el atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa, Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Acesta este cuvântul Domnului și Domnul să-l binecuvinteze pentru mintea și inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Ca biserică sunteți în cartea Rut, ați avut deja câteva mesaje tematice și am fost rugat să am și eu un mesaj despre suferință din cartea Rut. Această carte este o carte simplă, concisă, cursivă, dar plină de suspans și de pasiune. De ce a ajuns această carte în Biblie? Veți spune, pentru că povestește despre niște femei, apoi de un bărbat, Boaz, care s-a căsătorit cu Rut. Ce relevanță poate avea o carte de acest gen, nu, pentru istoria omenirii? Dar poate că s-a spus deja, însă această carte contează cum se încheie și cum începe. Însă veți găsi în capitolul 4 versetul 13 explicația. Boaz a luat pe Rut, care a fost nevastă, și el a intrat la ea, Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Și imediat la final, adică la finalul cărții, ni se spune, ni se dă o listă genealogică.
Și spune versetul 18, pentru că băiatul acesta care s-a născut lui Rut se numea Obed. Și spune lista aceasta de la versetul 18. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatălui Hețron, Hețron a fost tatălui Ram, Ram a fost tatălui Aminadab, Aminadab a fost tatălui Nahshon, Nahshon a fost tatălui Salmon, Salmon a fost tatălui Boaz, Boaz a fost tatălui Obed, Obed a fost tatălui Isai și Isai a fost tatăl lui David. Aici este explicația. Această carte este scrisă ca să se demonstreze că nimic nu este la întâmplare în planul lui Dumnezeu, că toată linia aceasta care e prezentată în Vechiul Testament privește planul lui Dumnezeu de mântuire, care în Vechiul Testament pregătește calea pentru Mesia, pentru Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos se trage din David, Isai, Obed, e ca un mic șurub într-un mecanism mare. Dar șurubul acela contează, altfel nu funcționează mecanismul. Această istorioară despre mama lui Obed, Rut, și tatăl lui Obed, Boaz, are niște rădăcini. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în providența Lui, în suveranitatea Lui, a știut, a rânduit toate detaliile pregătirii nașterii lui David și apoi a lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Lista genealogică contează. Să vă povestesc ceva. Eu am peste 60 de ani, nu vă spun restul. Și m-am trezit acum vreo 4-5 ani, cam așa, că mă interesează rădăcinile mele. Până atunci nu m-a interesat de cine e tată, cine a fost tata, mama. Dar am avut un context în care cineva din America mi-a spus cum îl cheamă. Așa, la terminarea slujbei, dau mâna cu el, cum te cheamă, Alex, și mai cum, Georgiu. Păi zic, pe bunicul meu îl chema Georgiu. Dar zic, de unde ești, Alex? Era un bărbat la 50 ceva de ani, foarte vioi, implicat în biserică. Zice, sunt din Huta Strâmb, nu, din Strâmbu, de la Târgu Lăpuș, din partea aia. Păi zic, bunicul era de acolo. Eu aveam buletinul, bunicul, eu l-am cunoscut. Dar aveam scanat și am memorat. Dar zice el, nu sunt chiar din Strâmbu, sunt din Huta Strâmbului, un sat lângă Strâmbu. Păi zic, bunicul s-a născut la Huta Strâmbului. Și îl chema Georgiu. Ne uităm unul la altul, dar nu fi neamuri. Ne-am întâlnit în Seattle, în America. Și spune, Alex zice, lasă-mă să dau un telefon, mama mea e în zonă, într-un alt oraș. Dă telefon la mama lui, care avea aproape 90 de ani atunci. Între timp a murit. Și vine la mine cu ochii mari, zice, suntem neamuri. Ok? Un fel de verișor, de al doilea, al treilea, nu mai știu. Dar zice, mama vrea să te întâlnească. Da, zic, uite, sunt acolo peste o săptămână la slujire, aproape de orașul ei și începe întâlnirea după o săptămână și în sală văd o femeie în vârstă, îmbrăcată negru cu alb, da? Cu năframa așa clasică, îmbrăcămintea clasică pentru zona, din zona respectivă, de la Dej înspre Baia Mare, zona se numește Valea Chioarului, partea aceea.
Și era îmbrăcată în America cu un fel de costum popular din zona aceea. Și într-o pauză vine Alex și mi-o prezintă. Ea este, zice, mama mea, care vrea să te cunoască. Și această femeie nu zice nimic. Vine direct la mine, îmi ia mâinile, îmi ia capul în mâinile ei și mă pupă pe un obraz și pe celălalt. Și îmi spune, am vrut să-l cunosc pe nepotul celui prin care eu și familia mea am primit credința. Foarte mișcător. Bunicul meu a fost un pionier al credinței în zonă. Și a dus Evanghelia și la familia aceasta Georgiu. Și apoi s-au încuscrit, într-adevăr, s-au căsătorit între ei și am devenit neamuri. A fost un moment pentru mine de click, de revelator. Și atunci am zis, aș vrea să-mi cunosc rădăcinile. Și m-am dus, am căutat mai multe, nu vă spun tot, dar am descoperit lucruri uimitoare, care mi-au întărit și credința și nu numai. Mama mea mereu îmi spunea, tu semeni, zice, cu bunicul tău, pe care, zic, nu l-am cunoscut. A murit de ulcer când mama mea avea 13 ani. A fost un pionier al credinței și iubea Scriptura. Ajung într-o zi la o verișoară de-a mea. După un an, doi, de la această întâlnire, și am spune, am un dar pentru tine, și scoate un carnețel de notițe de predici de la acest bunic al meu, chema Gavril, Georgiu Gavril. Și îmi dă acest carnețel și îl am la mine acasă. Eu am mii de cărți acasă, dar această cărțulie, acest carnețel, pentru inima mea este cel mai apropiat și valoros. De ce? Nu știu cum, miraculos, acest carnețel de predici s-a păstrat. L-am cercetat, l-am, zic, în fața mea, de mai multe ori mă uit la el. Bunicul meu își nota predicile, își făcea predici foarte sistematic, organizat, pe puncte, cu versete biblice. Credeți că este un nonsens, o întâmplare oarecare, că eu am moștenit ceva din structura, din modul de a studia Scriptura de la acest bunic pe care nu l-am cunoscut? Ca mai târziu, după zeci de ani, să devin profesor de teologie sistematică? N-a fost întâmplare, a fost providență. Providența înseamnă că Dumnezeu rânduiește lucrurile după voia Lui, fără a ne anula voia noastră. El ne respectă voia noastră. Noi avem suficientă mișcare, spațiu de mișcare în voia noastră. Noi luăm decizii. Dar asta nu înseamnă că El s-a retras și ne lasă la voia întâmplării. Nu. Sunt lucruri în viață, lucrări, direcții în viață mari pe care El le supraveghează. Ne dă voie să decidem, să alegem, dar în final planul Lui se va împlini. Pentru că nimic nu poate surprinde pe Dumnezeul nostru care cunoaște totul. V-am spus povestea aceasta cu mine pentru că, într-un fel, seamănă povestea din Rut cu povestea mea. Ai aici câteva femei, și în special Naomi și Rut. Opra dispare la un moment dat din toată narațiunea biblică. Ai două femei care iau niște decizii în viața lor. Dar deciziile lor sunt integrate în providența lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ele au luat decizii fără ca Dumnezeu să știe, ba da, dar Dumnezeu, tocmai aici stă taina providenței. Tu nu știi, pentru că El știe totul dinainte, doar tu înțelegi retrospectiv
uitându-te în urmă și recunoști că Dumnezeu ți-a pregătit drumul, ți-a pregătit calea, știa toate, dar ți-a dat suficientă libertate. De aceea toate deciziile pe care noi le luăm în viață au consecințe, bune sau rele. Dumnezeu îți dă suficient spațiu de decizie, de alegere. Dar asta nu înseamnă că El nu-și duce planul Lui la îndeplinire dacă tu iei decizii proaste. Cum a fost cazul lui Iuda. Iuda a fost între ucenicii Domnului. El trebuia să fie acolo, până la capăt, cu Domnul. Iisus i-a dat ocazia de câteva ori lui Iuda să se schimbe, să nu trădeze, să schimbe gândirea, să rămână în plan. Dar Iuda a decis altfel. Și a ieșit din plan. Dar asta nu înseamnă că planul lui Dumnezeu mare, cu Iisus Hristos, cu jertfa lui Hristos, cu Golgota, cu mântuirea noastră, s-a anulat din cauza deciziei unui singur ucenic. Nu, a fost și el parte acolo, putea să rămână, putea să decidă bine, n-a făcut-o. Au fost alți ucenici care au decis corect și au rămas în planul lui Dumnezeu. Așa este și cu noi. Există împrejurări, circumstanțe în viață pe care Dumnezeu le îngăduie și ne dă un fel de test, de încercare, să vadă cum vom gestiona aceste împrejurări. De exemplu, suferința. Și ne găsim așadar, plonjăm cu sute, cu mii de ani în urmă, în perioada de după judecători și la începutul perioadei împăraților în Israel. Această poveste este o poveste și despre dragoste, cartea aceasta este și despre dragoste și despre loialitate, dar și despre răscumpărare. Însă este și despre suferință și eu mă concentrez doar pe suferință. A fost vremuri grele atunci. A fost foamete în țara Israel. Mama mea îmi spunea, dacă tot am pomenit-o, a fost o femeie foarte credincioasă aici, a locuit în Oradea, și îmi povestea că ea a prins foametea de după război și înainte de război. A fost cumplit. Eu mi-aduc aminte, așa în anii 50 când m-am născut, ce fel de mâncare aveam și apoi și la începutul anilor 60. Lucrurile s-au mai schimbat în anii 70, dar când le mai spuneam la copii ce am mâncat eu, nu mă credeau. Dar foametea e groaznică, e un test. Pe lângă foametea care era în țara aceea, era și o perioadă de anarhie politică, cu judecătorii care nu erau nici împărați, nu lăsau nici pe Dumnezeu să conducă. A fost o perioadă cumplită cu idolatrie, degenerare morală, război civil. Deci în vremurile acelea trăia această familie a lui Elimelec și soția lui Naomi. Deci foametea i-a făcut pe aceștia în frunte cu liderul, conducătorul casei, care era bărbatul Elimelec, așa era atunci, să ia decizia să plece din Israel în Moab, o țară care era dincolo de mare, trebuia să înconjori marea ca să ajungi dincolo, drum lung, dar au auzit ei că acolo e pâine, e mâncare. Și ce face un cap de familie când familia suferă? Își asumă decizii. Uneori grele, să-ți părăsești țara și să pleci să salvezi familia. Sunt mulți români care au făcut lucrul acesta în anii aceștia din urmă. Au plecat să lucreze pentru familia lor și au dus familia a ceea ce este cel mai bine, dar nu poți să-i condamni. Da. Dacă, sigur, motivația lor este curată. Dar în cazul nostru, Elimelec
și soția se mută în Moab, aveau și doi băieți. Băieții se căsătoresc cu două moabite, dar și băieții mor. Și după 10 ani de stat în Moab, ce găsim? O femeie, Naomi, care a rămas văduvă, pentru că a murit soțul, primul. Și doi băieți care au murit amândoi și au, mai avem două văduve, pe Opra și pe Rut. Deci avem în total trei văduve trăind într-o Naomi, într-o țară străină. Deci pe lângă foamete, pe lângă situația anarhică, haotică din, pe plan politic, apare moartea. Moartea e ultimul nostru dușman, cum se spune. Moartea aduce văduvie. Și pe, în vremea aceea, a fi văduvă era considerată cea mai dificilă situație pentru un om. Pentru că femeile depindeau de bărbați. Nu mai aveai bărbat, de obicei nu te lua nimeni, rămâneai singură, fără familie, fără bărbat care să te protejeze. Era o situație greu de imaginat. Deci, trei femei văduve, vulnerabile și sărace. Trebuia să facă ceva. Și aud că Dumnezeu Iehova a binecuvântat din nou Israelul cu pâine, cu mâncare. Și Naomi spune, trebuie să ne întoarcem. Eu mă întorc în țara mea ca să supraviețuiesc. Și vorbește cu cele două nurori și le spune, aveți de luat o decizie. Cea mai bună decizie logică este să rămâneți în țara voastră. Asta e țara voastră, aveți Dumnezeii voștri aici. Dar interesant, amândouă spun nu, vom merge cu tine. Naomi insistă, vrea să le deschidă ochii la cele două femei. Nu va fi deloc ușor. De ce? Pentru că, atenție, spune Naomi, nu vedeți că Dumnezeu și-a tras mâna de la mine? Dumnezeul meu m-a lăsat, m-a îndurerat, m-a făcut să sufăr. N-am bărbat, sunt singură, eu trebuie să mă întorc la familia mea. Familia, în final, e scăparea în țara mea. Dar ea invocă faptul că Dumnezeu a abandonat-o și spune, decât să suferiți împreună cu mine, pentru că eu am fost abandonat, mai bine voi rămâneți aici în țara aceasta. Argumentul e puternic, logic. Și de aceea Oprah gândește rațional, Naomi are dreptate. Eu rămân aici. Însă găsim surpriza pe Rut, care nu gândește ca Oprah, ca și cumnata ei, și ați văzut, are un discurs impresionant. De obicei, ce spune Naomi aici, se citește la nunți. Nu prea e fericită alegerea, da. Dar e foarte frumos. Că nu te voi lăsa, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, poporul tău va fi poporul meu, moartea ne va despărți, numai moartea ne va despărți. Da, poți să... Da. Așa, să folosești textul pentru nuntă. Dar aici știți că e vorba despre altceva. E un moment foarte și greu de explicat, pentru că nu-i logic. Logica era ca Naomi să rămână și ea, Ruth să rămână și ea în țara ei. Asta a încercat și Naomi să o convingă. Și Ruth nu se lasă. Eu zice, mă duc cu tine. Și Naomi nu mai insistă. Ce avem aici? Avem trei femei
văduve, în suferință, toate trei, care s-au raportat diferit la suferință. Și le iau pe rând. În primul rând, Naomi arată că a fost copleșită de suferință. Și de aceea spune, sunt plină de amărăciune. Amărăciunea aici are și sens de resentiment. Adică am încercat să-mi explic, Dumnezeu m-a părăsit, logica nu mă ajută, sentimentul nu mă ajută, sunt blocată. Pentru că suferința uneori te blochează și emoțional și rațional și spiritual. Pericolul este pentru toți la fel. Cei care am trecut prin pierderi, morți, așa cum au trecut aceste femei, știm. Când vine moartea în casa ta, nu-i deloc ușor. Oricâtă teologie știi, oricâtă educație ai, te surprinde. Trebuie să ai niște repere foarte solide ca să mergi mai departe. Bun, Naomi nu s-a oprit. Ea s-a întors în țara ei, e adevărat. Dar când își prezintă cazul, vedem că e plină de amărăciune. Ați sesizat. Cuvântul Naomi, deci numele Naomi, înseamnă plăcută, cea plăcută de Dumnezeu. Și când se întoarce Naomi în Betleem, la a ei, le spune, nu mă mai numiți cea plăcută, numiți-mă amărăciune, Mara. Pentru că, zice, Domnul mi-a amărât inima. Mi-a luat bărbatul, mi-a luat băieții, dar ceea ce uita să vadă și n-a văzut din prima, decât mai târziu, Naomi a fost că Dumnezeu nu i-a luat-o pe Rut. A fost acolo un semn al harului lui Dumnezeu. Naomi a înțeles mai târziu și i-a mulțumit lui Dumnezeu și toată linia aceea a sesizat care duce la Mesia s-a păstrat și este, are logică din cauza harului lui Dumnezeu. Naomi a fost singură, deznădăjduită, văduvă bătrână. Ea înțelege situația ei, dar se umple de amărăciune. De ce? Pentru că suferința nu avea sens pentru ea. Și Naomi e sinceră. Mi-a plăcut când am recitit viața și argumentele lui Naomi. Mi-au plăcut pentru că nu văd un om care maschează, știu eu, camuflează, e specialist în a încerca să păcălească realitatea cu aparențe. Nu, Naomi a fost pe față deschisă, asta sunt, și a vorbit direct, chiar aparent împotriva lui Dumnezeu, deși ea mereu apelează la Dumnezeu, la rugăciune pentru Dumnezeu, însă foarte de apreciat este faptul că era sinceră. În suferință trebuie să fii sincer. Chiar dacă ai întrebări grele, chiar dacă nu te ajută emoțiile sau chiar logica. Dar o găsim pe Naomi, plină de durere, amărâtă, și acestea i-au cumva i-au încețoșat percepția corectă asupra situației. Pentru că Dumnezeu era în spatele a tot ce se întâmplă acolo. Ea n-a văzut din prima aceste lucruri. Mai târziu lucrurile se reglează. Dar, zic, e posibil ca în mijlocul durerii să existe o neînțelegere a situației. Și vreau să vă spun ceva ce mi s-a întâmplat și mie și altora. În mijlocul suferinței, chiar dacă ești credincios, poate să apară
un fel de egocentrism. Să te vezi pe tine în centrul situației, să vorbești doar despre tine, așa cum Naomi a făcut-o. Tot despre ea vorbea, ați observat? Tot, eu, uite, Domnul, nu-i cu mine, uite ce mi-a făcut Domnul, cu mâinile goale, am venit, nu mai am nimic, dezastru asupra mea. Când trăiești în amărăciune sau în resentimente, nu vezi corect lucrurile și te pui pe tine în centru. Pe undeva e de înțeles că doar tu suferi, dar s-ar putea ca aceasta să fie o piedică ca să vezi cu adevărat lucrurile. Acum, aceasta se numește, dacă aș vorbi cu un psiholog, poate că ar numi o mentalitatea de victimă. Să te vezi tu mereu victimă. Nici nu te interesează ceilalți din jur, nici nu-i auzi bine pe ceilalți. Și când te vezi o victimă, cauți vinovații. Și în prima dată îi cauți pe cei de lângă tine. Și zici, e vinovat cu tare, cu tare, din casa ta. Ceea ce nu e adevărat. Bun, după aceea cauți vinovații în circumstanțe, în împrejurări, că și unde ajungi în final? La Dumnezeu. Și la poți acuza pe Dumnezeu că El a permis suferința peste tine și cumva Dumnezeu e împotriva ta, ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Naomi. Și această stare de autovictimizare și de o formă de egocentrism te face să nu vezi realitatea și să nu-ți asumi anumite responsabilități pentru ce ai făcut tu. Asta este amărăciunea și știți ce se mai întâmplă aici? Că acest tip de amărăciune îl dai și altora din jurul tău. Uitați-vă, în Evrei 12 cu 15, citim următoarele. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Deci, nu numai că tu te umpli de resentimente, da? de sentimente greșite, care foarte greu pleacă din tine, dar încep să-i infectezi și pe cei din jurul tău. Și apoi te vezi pe tine, tu ești în centru, nu-ți mai pasă de ceilalți și știți că nu ajută acest lucru. De ce? Pentru că de cele mai multe ori în suferință nu primești răspunsurile. Ca tu să înțelegi de ce Dumnezeu a îngăduit și poate că nici nu-i bine să primești răspunsuri în suferință. De aceea nu trebuie să te rogi când treci prin suferință, Doamne, dă-mi un răspuns, de ce a trebuit să sufăr eu? De ce mi-a luat pe cel drag, pe soția, pe băiat? De ce mi-a luat? Dumnezeu nu e obligat să-ți dea niciun răspuns, e adevărat, dar s-ar putea ca dacă insiști pentru un răspuns, să nu îți fie de folos. Vă amintiți de Iov? Iov care a pierdut toate și a pus întrebări Domnului și Dumnezeu la un moment dat îi se descoperă și nu-i dă răspunsuri lui Iov la întrebările pe care le-a avut. Dar Dumnezeu îi se descoperă, începe să-i explice lui Iov cum se conduce universul, cum funcționează toate. Cu alte cuvinte, Iov, vezi-ți de limite, nu-mi pune întrebări mie care conduc acest univers și știu ce se întâmplă în el. Și tu vii și mă întrebi pe mine de ce permit asta, de ce fac asta? Și Iov, vă amintiți cum se încheie cartea Iov? Răspunde, zice... Am fost orb. În sfârșit văd.
mă pocăiesc în sac și cenușă. Acum văd cu adevărat cine ești tu, Doamne. Ochii mei te-au văzut. Ce a văzut Iov? A văzut o parte a revelației, a cine este Dumnezeu prin revelație. Deci, concluzia este că în suferință sunt mai bune revelațiile decât răspunsurile. Poate că n-ar trebui să te rogi, Doamne, dă-mi răspuns, Doamne, dă-mi o descoperire. Asta e altceva. Răspunsurile logice s-ar putea să nu te mulțumească, dar revelațiile e cu totul altceva. Bun, mă întorc la Naomi. Naomi aceasta a avut o atitudine, nu zic neapărat greșită, e normală, dar n-a fost cea mai bună atitudine. Ea a fost copleșită de suferință, a răspuns prin amărăciune. Însă Dumnezeu a trecut cu vedere acest lucru. Și nu, Dumnezeu n-a scos-o pe Naomi din planul său pentru aceasta. Că Dumnezeu ne înțelege întrebările, ne înțelege sentimentele, dar El nu va face conform sentimentelor sau emoțiilor noastre când trecem prin suferință. Se poate mai bine. Naomi rămâne în planul lui Dumnezeu. Oprah, n-am multe de spus despre ea, pentru că ea și ea a suferit, a rămas văduvă. Și totuși, după ce Naomi îi prezintă varianta să rămână acolo cu poporul ei, Oprah acceptă. Dar este genul acela de oameni, dacă este să facem o categorie de oameni, care caută să evite suferința. Și când li se ivesc ocazii logice, fug de suferință, o evită, e aproape normal și lucrul acesta. Însă, a evita suferința, a fugi de suferință, înseamnă că poți pierde anumite beneficii pe care ți le dă suferința. Pentru că suferința nu îți aduce doar rău, și o depresie, da, dezechilibre. Suferința are și o parte strălucitoare. Suferința poate să te formeze, poate să te ajute și poate să-ți dea niște lecții. Ori Oprah a fugit de suferință și nu, a dispărut din planul lui Dumnezeu. Ați observat? Nu mai apare nicăieri. Rut rămâne în planul lui Dumnezeu. Rut acceptă să meargă în continuare cu Naomi și să participe la suferință. Dar Oprah nu. De aceea, ce poate a pierdut Oprah a fost că anumite lecții de viață majore se pot învăța numai în suferință și când treci prin ea și să te folosești de suferință. Ea, zic, nu mai apare nicăieri în planul lui Dumnezeu. Dar ne întoarcem la Rut. Rut este o surpriză pentru toți, pentru că Rut nu era evreică. Rut își asumă un risc în suferință. Dacă Oprah a fugit de suferință, Rut își asumă riscul. Și care este riscul? Să creadă că Dumnezeu, Jehova, care este Dumnezeul lui Naomi, e adevăratul Dumnezeu, El a îngăduit toată suferința peste casa lor și ea trebuie să rămână lângă acest Dumnezeu. De aceea Rut a stat lângă Naomi și să știți că nu era simplu să stai lângă Naomi atunci. Că ați stat vreodată lângă oameni care se plâng tot timpul. Numai ei, săraci, suferă, numai ei. Numai... Că așa era Naomi, nu prea-i plăcut. Eu n-aș fi ales să stau, e greu.
să stai lângă cineva care e plină de amărăciune, ce să faci cu ea? Dar Rut, aici e frumusețea caracterului ei și al credinței lui Rut. A văzut mai mult decât a văzut Opra și s-au văzut alții. A știut, poate din viața familiei, nu știm, Dumnezeu i s-a descoperit, dar a trăit acel moment în care a zis, eu trebuie să rămân lângă Naomi, Dumnezeul ei să fie Dumnezeul meu, poporul ei să fie poporul meu, extraordinar. Și Rut alege să meargă cu Naomi și chiar la un moment dat a sesizat când Naomi insistă, trebuie să pleci și tu, să rămâi și tu aici în Moab, Naomi spune, facă-mi Domnul ce o vrea. Da. Adică Rut îl vedea pe Jehova, pe Dumnezeu, ca un Dumnezeu drept, care poate pedepsi dacă ea își calcă promisiunea. Dar același Dumnezeu poate binecuvânta pe cei care se încred în El. Aici a fost riscul. Și Rut a riscat în suferința ei. Și asta e o mare lecție în această dimineață. Pentru că și voi ați trecut sau treceți, poate chiar acum prin suferință, sau veți trece. Veți adopta atitudinea lui Naomi, care era plină de amărăciune, până la urmă a ieșit de acolo, dar cu ajutorul lui Rut. Și cu ajutorul comunității de femei din Betlehem. Sau veți fi ca Orba, care a renunțat, a plecat, a evitat totul, s-a izolat. Sau veți fi ca Rut, care își asumă un risc cu Dumnezeu. De ce? Ea n-a permis ca frustrarea să o copleșească. S-a legat de singurul semn al harului pe care l-avea, era Naomi. A văzut niște semne ale harului care erau prezente acolo. Și știți care a fost primul semn? Că Naomi, textul spune la un moment dat, că Naomi de fapt spune că Dumnezeu s-a îndurat de poporul meu și le dă pâine. Același Dumnezeu suveran lucra acum în altă parte și a zis Rut, eu după Dumnezeu ăsta mă duc. Acesta e Dumnezeu adevărat. Deci Rut nu s-a uitat la ce a pierdut, la ce îi lipsea. S-a uitat la ceea ce putea să aibă, putea să obțină. Și Dumnezeu a onorat-o. Bun. Încheierea acestui mesaj al meu merge pe câteva chestiuni practice. Întâi, vedeți, această carte vorbește despre realitatea suferinței. Avem niște oameni simpli aici, care și ei suferă ca și noi. Și noi suntem oameni simpli, credincioși, așa cum au fost și Elimelec și Rut, și Naomi. Dar ați observat că în această carte nu se face niciodată un efort de a explica suferința. Nu ni se dă o perspectivă teologică așa amplă despre suferință. De aceea uitați-vă, e cea mai bună atitudine să rezistăm dorinței de a primi explicații în suferință. Aceasta permite providenței lui Dumnezeu să lucreze, să te surprindă, da? Și să-L lași pe Dumnezeu cumva să lucreze tainic, să-ți descopere ceva ce logica ta nu permite. Și doar atunci să știți că ți se va descoperi Dumnezeu special când vei renunța la armele tale, pentru că aceasta va deschide ușa onorării lui Dumnezeu. Uh,
Aceasta înseamnă să crezi în providența lui Dumnezeu, care nu neapărat cere să raționezi, să explici rațional totul. Poate că cea mai bună atitudine a noastră și în lume, în general, nu este să explicăm totul, ci să ne uimim, să ne mirăm mai mult, nu să explicăm mai mult. Chiar și în închinare, că participam cu voi aici la închinare, în închinare noi nu căutăm să explicăm totul. Dacă încerci să explici totul, te vei împiedica și vei deveni un critic, un bombălău. Că vei vedea numai greșel, că nu să tonul și cum au cântat și cuvinte. Și... În închinare trebuie să fii pregătit să te uimești, nu să explici. Atunci Dumnezeu va începe să lucreze și în viața ta. La fel este și în suferință. În suferință Dumnezeu te va surprinde, te va uimi cu niște lecții de viață pe care nu le-ai putut învăța altfel decât în suferință. De aceea, câteva, două, trei lecții practice. Primul, în suferință evită amărăciunea. Am observat la Noemi acest defect. Amărăciunea, tristețea, da? Disperarea sunt primele opțiuni când treci prin suferință. Dar ele, aceste sentimente haotice, neordonate, necontrolate, te pot orbi sufletește spiritual ca să nu vezi cum lucrează Dumnezeu sau să vezi anumite semne ale Harului lui Dumnezeu. O iau pe Naomi. Păi Naomi, da, era singură, dar o avea pe Rut cu ea. Naomi a trebuit să se întoarcă în țara ei, dar în Betleem au așteptat-o femeile de acolo și au înconjurat-o și i-au ajutat. Pe parcurs Naomi și-a dat seama, trebuie un corăscumpărător aici, cineva care să ne răscumpere. E unul Boaz, da, pe linia lui bărbatului ei. Semnul Harului. Poate fi un răscumpărător. Și așa a fost. Boaz, până la urmă, a răscumpărat-o pe Rut și a avut și un copil. Și semnul vieții, continuării vieții era acolo. Deci, semnele Harului sunt prezente lângă tine, chiar când treci prin suferință. Dar dacă te umpli de amărăciune, nu le vei vedea. Scapă de amărăciune. Roagă-te Domnului să-ți ia amărăciunea. Și cum poți să faci lucrul acesta? Așa cum am făcut și eu. Și am fost îndemnat și eu în vremurile mele cele mai grele din viață. Să acționez. Să nu mă izolez. Să nu stau singur. Cu cât stai mai mult singur, cu atât amărăciunea crește. Cu cât te implici, cu cât acționezi, cu atât lucrurile se rezolvă. De aceea acesta este al doilea meu gând. Să nu te izolezi, să te implici. Și anume, eu cred așa, că poți să transformi suferința într-o investiție. Să-i schimbi sensul. Uitați-vă la Rut, o admir foarte mult pe această fată care nu a părăsit-o pe soacra ei, ci mai mult de atât a empatizat cu ea, a suferit împreună cu ea. Știa ce? Că suferința devine mai ușoară când este împărtășită. De aceea când suferă cineva, chiar dacă și tu suferi, du-te să stai cu cel în suferință, să împărtășești cu el, să nu vorbești mult, să empatizezi mult, să stai doar lângă el. Și tu vei scăpa de amărăciunile, sentimentele
greșite din tine. Când te vei duce să stai cu cineva în suferință, să împărtășești cu el suferința. Asta învăț de aici. Rut n-a plecat, n-a fugit ca Oprah. Rut a rămas în suferința lui Naomi. Știa că Naomi are nevoie de un fel de consilier, de cineva alături. Și a rămas cu ea. Păi, dragi frați și surori, nu asta a făcut Dumnezeu cu noi când l-a trimis pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos, să vină lumea noastră să empatizeze cu noi, să sufere cu noi. Și când Iisus Hristos era în suferință, ce a făcut? Vă aduceți aminte de scena de pe Golgota? Iisus era pe cruce. Acum, când ești în suferință, poți să te amărăști, poți să cauți vinovați, dar ce a făcut Iisus pe cruce? Trei lucruri vă amintesc. Unu, i-a iertat pe batjocoritori. Doi, i-a găsit un înlocuitor, dacă vreți, mamei lui. Și l-a rugat pe Ioan, ia-o pe mama, a avut grijă de mama lui. Trei, i-a dat mântuirea tâlharului. Bun, tu ești pe cruce și te gândești la alții. În loc să te gândești la tine, nu cum am face noi. Așa, noi să ne vedem în centrul suferinței. Învățați și de la Hristos și de la Rut că în suferință poți să scapi de amărăciune prin a empatiza, prin a te identifica cu cei în suferință, prin a sta lângă ei. Atunci vei scăpa și tu de povara aceasta care vine peste oricine care trece prin suferință. Minunat exemplu. De aceea vă încurajez. Suferința s-o transformați în ceva combativ, într-o acțiune. Datoria noastră nu este să explicăm suferința, ci să o limităm. De aceea, în loc să te apuci de teorii și să primești o fel de răspunsuri, implică-te, du-te, caută pe tu acum, tu care suferi, să-i cauți pe cei în suferință și vei vedea că va fi altfel. Când am trecut și eu prin moartea primei soții, în 2005, am murit într-un accident de mașină și predam cursul la București, dar primul semestru nu m-am dus la cursuri, colegii mei au acoperit cursurile mele și am stat să jelesc. Dar în semestrul 2 m-am dus la cursuri. Eram cam după 6 luni de zile de la moartea soției, primei soții, Mia. Și primesc mesaj de la secretariat. Sunt căutat. În pauză cobor în curtea școlii și acolo mă aștepta o femeie îmbrăcată în negru, tânără femeie îmbrăcată în negru. Și mă întreabă, nu mă recunoașteți? Îmi pare rău, zic nu. Și eu am fost studentă. Bă, am avut sute mii de studenți și n-am putut să-i recunosc pe toți, mai ales că acum era clar, suferind, îmbrăcată în negru, plângea. Am venit, zice, la dumneavoastră pentru că dumneavoastră sunteți singurul care cred că mă înțelegeți acum. Zic, îmi pare rău, cum? Ce s-a întâmplat? Și soțul meu a murit a doua zi după nuntă, într-un accident de mașină. Dumneavoastră știți ce înseamnă să o pierdeți pe cel drag. A doua zi după nuntă. Și a trebuit să stau cu ea, să vorbesc, să aduc cuvânt de încurajare. Vedeți? Atunci am înțeles că Dumnezeu mă va folosi și a făcut-o anii aceștia. Să încurajez pe cei în suferință și
m-am implicat și în a ajuta pe această femeie tânără, dar am primit telefoane din țară, am avut tot felul de întâlniri în perioada aceasta. Deci în perioada de jale, eu m-am vindecat prin a împărtăși, a ajuta pe cei care treceau și ei prin suferință. Am găsit rostul și am scăpat de povara aceasta sau pericolul acesta al amărăciunii. Cum spunea Simone Weil, o scriitoare creștină, extraordinarea măreție a creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. Și asta a făcut Hristos și asta trebuie să facem noi. Cu cât te implici mai mult în limitarea suferinței altora, cu atât și răul își pierde influența și suferința celorlalți va fi redusă. Pentru că așa a făcut și Hristos. Și așa vă încurajez și pe voi să o faceți. Și încă ceva, evitați nu doar izolarea, căutați comunitatea. Așa cum Naomi și Ruth au fost în comunitatea lor, au fost adoptați, primiți și durerea a fost împărtășită și de ceilalți și iată că au trecut peste acest moment greu al suferinței. Și au venit binecuvântările. Tot ce se întâmplă de la capitolul 2 încolo arată cum Dumnezeu onorează, binecuvintează pe cei care au trecut biruitori prin suferință. Acesta este Dumnezeul nostru, așa lucrează El, așa gândește El și în El noi credem și ne încredem. A făcut lucrul acesta pentru noi când l-a dat pe Fiul Său în locul nostru. Pentru că asta înseamnă dragoste. Se putea da jos Iisus Hristos de pe cruce? Nici o problemă. De ce nu s-a dat jos? Pentru că dragostea nu se dă jos de pe cruce. Pentru că dragostea nu se salvează pe sine. Și atunci când ești în suferință, te gândești la alții. Poate că aici este secretul. Poate că asta îți trebuie și ție. La încheierea acestei dimineți, vom sta înaintea Domnului, fiecare se va ruga ca Dumnezeu să păstreze în inima voastră acel gând salvator, eliberator și vă doresc să plecați de aici mai încurajați, mai încrezători și mai empatici cu cei care trec prin suferință și să onorați pe Dumnezeul vostru și să-i dați credit și în fața altora, să arătați că Dumnezeul nostru este și Dumnezeu care ia viața, dar este și Dumnezeu care dă viață și continuă și planul Lui se duce la desăvârșire. Acestui Dumnezeu suveran să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.